Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit și revenit la o nouă lecturare cu Cato. Astăzi, de pe blogul meu Love Blog for All, un articol intitulat Accesezi informația sau ești accesat de ea. Un articol scris în data de 1 iunie 2018. Da? Deci accesezi informația sau ești accesat de ea. Este un articol mai scurt, articol interesant, articol scris în ideea de a constitui un exercițiu de meditație. Începem pe această temă a accesării informației, modul în care interacționăm cu informația. Da? Deci a accesa informația și a te lăsa accesat de informație sunt două aspecte ale aceluiași lucru, conștientizarea. Nu eu știu, eu accesez informația și informația pe mine. Când spun că informația pe mine este datorită fluxului de informații, numim și infoenergie, care susține corporalitatea în manifestare, programarea sa, programele de background și așa mai departe. Tot ce este în mintea noastră a trecut anterior prin simțuri, da? Simțurile corporale. Accesăm toată informația prin simțurile corporale, prin receptori, dar în realitate receptorii accesează informația sau informația accesează receptorii. O întrebare bună pentru meditație. Altfel spus, știu atât cât pot accesa, cât permit să fiu accesat, cât de deschis sunt la informație. Deci echivalent cu fiecare știe și face ce poate, ce conștientizează că poate. Este ca și cum lumea ar exista în mine și în afara mea, ca două aspecte diferite ale aceluiași lucru, ce se oglindesc, se reflectă unul pe altul cumva. Ce este înăuntru este și în afară, spun inițiații, dar există sub aspecte manifestate diferit, în planuri diferite de manifestare. Unii spun că este necesar să pătrunzi în altul, în mintea lui, ca să-l poți înțelege mai bine. Eu simt că dacă nu aduc pe altul din afară, da? Ca fiind perceput în afară, da? Separat de mine, da? În afară de mine, deci dacă nu-l aduc pe altul din afară în mine, în mintea și sufletul meu, nu-l pot înțelege, nu-l pot accesa. Deci trebuie să-l las să pătrundă în mine, ca să zic așa. Și numim acest proces empatie. Dar a-l lăsa să pătrundă mine și a pătrunde eu în el sunt două aspecte ale aceluiași proces. Iar la bază stă accesul la informații. Dacă merg mai departe cu meditația, aș spune că simt faptul că lumea exterioară este cumva simbolică, încărcată de simbolism, adică de sensuri și semnificații, și ea oglindește astfel o lume existentă în interior, o viață interioară. Ceilalți sunt pentru mine instrumente de manifestare, la fel eu pentru ei. Când eram copil, aveam momente în care simțeam cumva ciudat că nimic nu este real, nici oamenii din jur, că este ca o proiecție holografică cumva cu care interacționez. Acele momente erau ca niște experiențe de ieșire din timpul liniar, în afara timpului și spațiului, o detașare de această realitate care își dezvăluia percepției falsitatea ei iluzorie ca un soi de realitate virtuală cu care interacționam. Da? Deci aveam momente în care, de exemplu, ascultam pe cineva povestind ceva și
măsura în care eram atent și focusat asupra sa, da, se realiza un proces interesant de greu de spus, cumva o disociere, cumva începeam să percep atât pe el, cel care povestea, cât și întreg ansamblu, scenariul ăsta în care eu eram observator la povestea spusă de cineva, ca și cum totul se transforma și vedeam, percepeam ca un fel de, că totul ca un fel de hologramă, ca un fel de înregistrare, da? Deci că nu este într-adevăr o ființă, ci este ca o hologramă, tot ca o proiecție ceva, da? Cu care eu va interacționez, da? Dar se punea și întrebarea dacă este interacțiunea asta, cumva parcă nu simțeam că ar fi neapărat în timp real, ci cumva sunt cumva prins în această interacțiune, dar nu era nici foarte clar ideea însă și că interacțiunea este în timp real, adică ca și cum aș vedea proiecția unei ființe care proiectează în, da? Deci nu mi-era clar că asist la să zicem discuția, nu știu, cu un avatar sau o proiecție din alt spațiu în acest spațiu al meu, deci era total foarte ceva în substrat, era ceva care îmi scăpea, ce nu puteam să percep, să înțeleg, să-mi dau seama de substrat. Da? Deci ulterior m-a atras teoria aia care spunea că de fapt toate personajele ești tu și tu le joci pe toate în vieți diferite, dar jocul e totuși cumva interactiv, căci orice schimbi în prezent schimbă totul, toată viața, tot jocul și toate viețile. Deci nu ar fi o înregistrare simplă, ci ca un joc interactiv, un film interactiv, dar în care interacționezi cu personaje care își fac jocul de altundeva, din alt timp, nu din timpul tău. Pentru mine păreau că nu erau reale, ca și cum nu ar aparține acestui timp prezent, ci cumva absente, dând doar iluzia prezenței lor aici și acum. Senzația era neplăcută, de aceea am inhibat-o, am fugit de experiența asta în loc să o dezvolt, să cercetez fenomenul. Și nu aveam cu cine discuta asta, deoarece eram considerat dus cu pluta dacă vorbeam de așa ceva. Greu de explicat în cuvinte, dar astfel de idei apar în multe curente spirituale și chiar în ședințe de regresie hipnotică la Corrado Malanga, Calogero Grifasi și alții. Da? Deci acea senzație că ceea ce se petrece nu este în acest timp liniar, ci cumva iese din timpul liniar, ceea ce accesezi tu este ceva de pur și simplu de neexplicat în cuvinte. Este o realitate foarte complexă pe care mintea umană nu poate să o înțeleagă, deoarece are iluzia sincronicității, a curgerii timpului linear și limitarea conferită de capacitatea de procesare a sistemului nervos și a simțurilor limitative. Nu știi și nu înțelegi cine, ce ești tu de fapt, nici ceilalți, nici lumea și viața, deși trăiești, viețuiești, experimentezi continuu acest joc al vieții terestru, un joc de tip realitate virtuală, multilevel, multinivel, cu mai multe niveluri de joc. Altfel privind, există întreaga informație necesară ție în jurul tău, dar tu nu știi că o poți accesa, cum o poți accesa, căci de fapt te blochezi oarecum de ea pentru a avea propria ta proprietate privată, intimitate, spațiul tău privat, eul, personalitatea, secretele tale ascunse,
în care nu permiți intruziuni, deci nici accesul neautorizat al informației. Da? Această informație poate fi diferite moduri, niveluri, da? Monitorizarea, de exemplu, este tot un nivel de intruziune, să spunem așa, în informații, da? Faptul că ești monitorizat, da? Este tot o accesare, schimb de informație, da? În domeniul acesta energoinformațional se învârte, de exemplu, și monitorizarea. A permite pare să fie echivalent cu a lăsa garda jos, a deveni vulnerabil, vizibil, tangibil, relaționabil, manipulabil, controlabil. Oamenii blochează telepatia tocmai din această cauză, castruțul, crezând că au nevoie de o intimitate inviolabilă și că cunoașterea, accesarea gândurilor altora i-ar pune în deschiderea în care și alții le-ar putea percepe și accesa gândurile proprii. Deci mai bine fără asta. Mai bine separabili și separați, inviolabili, nemanipulabili, incontrolabili. Așa pare logic, dar nu este chiar așa. Și tu nu ai nicio șansă să vezi de ce și cum, că ești închis acestei perspective prin voința ta. Voința ta de a te separa, de a rămâne separat, da? De a avea intimitatea ta. Întrebarea este, ai fost manipulat să te închizi ca să nu poți vedea cum ești manipulat sau tu ai luat o hotărâre eronată în urmă cândva? Tu cam ce simți? Simți ceva? Sau ești foarte bine închis, blocat, inaccesibil? Da? Deci atât a fost articolul de astăzi. Deci este, bineînțeles, este ca o pastilă, să spunem așa, da? Ca un mic exercițiu într-un subiect, o tematică, bineînțeles, mult, mult mai largă, discuția asupra informației, da? Cum ne provine informația, cum accesăm informația, cum ne reprezentăm, de fapt, realitatea în mintea noastră, da? Prin creier, da? Deci este clar, cercetările psihologilor au arătat că tot ce există în mintea noastră, în sufletul nostru, da? În memoria noastră, toate aceste informații au trecut anterior prin simțuri. Da? Deci nu există cea în mintea noastră care să nu fi trecut anterior prin simțuri. Da? Deci, practic, aceste simțuri sunt, de fapt, să zicem așa, interfața noastră cu ceea ce spune mediul exterior, cu lumea, cu viața. Da? O bună întrebare este, într-adevăr, aceste simțuri, cum se realizează acest, zicem, transfer de informație, da? Simțurile noastre sunt accesate de informație sau simțurile noastre accesează informația, da? Deci suntem în așa fel, nu știu, educați, încât există o mare neclaritate la acest nivel de informație. Da? Pe de altă parte, toți marii maestri, marii mentori ai omenirii au tot încercat să ne explice că realitatea este cumva iluzorie, să nu ne identificăm cu corpul, că noi, ceea ce suntem noi ca esență a ființei, noi nu suntem corpul, da? Deci ca și cum am preluat niște avatari într-un joc, ăsta de realitate virtuală, ca să zicem așa, o analogie mai... Asta și ca într-un joc în care preiei un avatar, tu nu ești avatarul, da? Tu,
ca jucător ești ceva total deosebit de avatarul pe care l-ai preluat în joc și cu care interacționezi, cu acel avatar interacționezi în acel mediu de joc. Da? Deci cumva, așa prin analogie ar fi și în cazul acestui joc al vieții, da? Vieții terestre. Și bineînțeles că este destul de complex, da? Și numai când te gândești la un joc, la un joc de realitate virtuală, cum se realizează acest transfer de informație, empatie, cum empatizezi cu avatarul, ajunge la identificarea cu el, până la uitare de sine, să spunem așa, că tu uiți cine ești ca jucător, fiind foarte prins în joc. Ok, deci pentru astăzi să ajungem pe această temă, dezvoltarea ei, da, deci sunt și alte articole și alte materiale video, da, care voi făcute și pe baza articole de blog și pe alte bază, deci o să găsiți pe canalul meu YouTube, la playlistul Creații Personale Cato, o să găsiți pe această tematică și alte materiale video pentru cei interesați, da? Deci sunt niște întrebări, sunt întrebări la care nimeni, deci așa, nu are răspuns, nu are un răspuns clar, exact, nici știința nu are, da, se spune mai nou în fizica cuantică, observatorul influențează experimentul, da, și afirmații de-astea pe care un om normal nu știe cum să le ia, cum să le interpreteze și cum le poate folosi, da, în viața lui de zi cu zi. Nu e de ajuns să ți se spună că tu influențezi experimentul, adică ceea ce trăiești, experiențele tale de viață, dacă nu ești învățat și cum poți avea control asupra lor în mod conștient, cum le poți influența în sensul voit, dorit de tine, sau să ieși cumva de sub această influență a evenimentelor, să zicem, a evenimentelor negative, da? Ce mi se vorbește de exemplu, Corrado Malanga vorbește de starea de a fi undă sau corpuscul, da? Cum poți să rămâi în spiritualitate, avem așa-numite concepte, deci a rămâne observator, a privi ca un observator fără să te implici afectiv, emoțional, da? Deci se pare din momentul în care te implici emoțional, participi afectiv, din momentul ăla ești prins în experiență, din momentul ăla ești prins în interacțiune, deci interacționezi cu nivelul de corpuscular, să spunem, da? De interacțiune fizică, materială, ești afectat, să spunem așa, da, ești afectat, ești influențat din momentul în care se dezvoltă, permiți, să spunem așa, să ai reacții afective, reacții emoționale și care îți vor, bineînțeles, vor dicta și comportamentul în continuare. Dacă ai putea să rămâi, cum se spune în yoga, unit, cu mintea unită, cu știința unită, stare de observator, ai putea să asisti la orice eveniment, dar să nu fii influențat, da? Mă spune, rămâi în stare de undă față de evenimentele din jurul tău, nu ești afectat corpuscular, fizic, material. Despre asta, deci, în alte materiale, mai pe larg, da, pentru cei interesați. Închei aici acest video de azi. Vă doresc să aveți în continuare o zi minunată.